Un dragon auriu puternic, protector al tărâmului celor o mie de legende, a fost atacat și a căzut din cer, frângându-se în cinci elemente care s-au făcut nevăzute. Se credea că s-au pierdut. În absența lor s-a ridicat răul și a pus stăpânire pe pământ. După 12 ani, elementele și-au făcut iar apariția. Strofata, Shaoyan lemnul, Jinhou metalul, Niwa pământul și Flame-o, focul. Aceștia trebuie să-și unească forțele în lupta împotriva răului, ca pacea și armonia să fie restabilite pe pământ. Maestrul Strop. Onoare. Bună zi de ieșit în larg, Strop. Shaoyan, deși sunt eu elementul apă, asta nu înseamnă că eu stârnesc toate furtunile. Nu, dar tu ne-ai condus în furtuna asta. Nu-ți face griji, Shaoyan, nu vom păți nimic. Uscat. Uscatul ăsta al tău ne-a spart corabia. Maestrul spunea, cel ce cârmuiește vasul hotărăște destinația. Da, dar cel ce repare vasul ajunge la destinație. Asta înseamnă că trebuie să găsim niște lemne și... Bine, mă duc să caut multe lemne. Strop, stai! Simt o mare primejdie pe insula asta. Niwa are dreptate și eu simt asta în copaci. Unde ne aflăm, Strop? Sunt sigur că e o insuliță oarecare. Cred că nici nu apare pe hartă. Insula Dintelui și a Ghearei, păzită de un dragon îngrozitor și de un fenix cumplit. Dacă prețuiți viața, nu acostați aici. Harta asta e veche. Sunt sigur că nu mai e niciun monstru pe aici. V-am speriat? Da, e doar o scoică. Ești foarte nostim, Jinhou. Eu zic să ne împrăștiem și să căutăm lemne. Să ne împrăștiem? Dar monștri, nu uita de ei. Eu cred că o echipă dezbinată e mult mai ușor de învins. Da, dar echipa care găsește lemne mai repede pleacă mai repede de aici. Să sperăm că ideea asta e mai bună decât cea dinainte. Copacul ăsta e suficient de mare. Să-l doborâm, îl doborâm și-l tăiem. Copacul ăsta are viață. Nu trebuie să-i facem rău doar dacă nu avem încotro. Dar dacă își face rău singur, căzând, de exemplu? Să găsesc ceva de tăiat. O găină, nu, un ou. Se pare că totuși găina a apărut mai întâi. Unde s-a dus găina aia? Hai să ducem scândurile la corabie înainte să dăm de creaturile alea. Jinhou, regret să-ți spun asta, dar n-ai fost nostim nici prima dată. Iar eu regret să-ți spun că n-am fost eu. Poftim? Atunci cine? Degetelul meu! Of, tu și degetele tale! Ce mai spui, că ți-ai rupt o unghie? Faci orice să scapi de dura ta. Dura mea? Acum e rândul tău să stai de pază. Pardon, facem cu schimbul sâmbăta, iar acum e rândul tău. Ar fi fost rândul meu. O, ce moștri cumpliți! Ai grijă să nu cadă peste tine. Cine e acolo? Cine îndrăznește să râdă de Dinte și de Gheară? Ideea asta e mai bună decât cea de dinainte. Ce tot spun? Ideea de dinainte a fost genială. Dacă nu s-au prins ei... Ce-i aia? Wow! Cred că e cea mai mare perlă din tărâmul celor o mie de legende. Când o vor vedea ceilalți... Hei? E cineva aici?
Împrumut puțin perla asta. Uită-te la tine, nu ești în formă, ești doar o grămadă de solți. Nu e de mirare că râd de noi. De voi? Nici vorbă, râdeau de bancul meu. L-ați auzit că ăla cu un cal care intră într-un bar de sushi? Cred că acum nu vă mai arde de bancuri. Zdruncinarea asta a fost un cutremur? Nu, a fost altceva. Perla! Insula e în pericol! Trebuie să zburăm înapoi la Perla! Adică să fugim spre Perla! Perla! A dispărut! E numai vina ta, șopârlă ce ești! Tu trebuia să stai de pază aici, găină cicălitoare! Ce vreți să spuneți? Insula e în pericol? Cum? Voi nu știți? Perla abundenței aduce pace și prosperitate! Tocmai de-aia el trebuia să o păzească! Noi trebuia să o păzim! Dacă e furată, se abate un blestem asupra insulei! Plantele se usucă, apele seacă! Și mâncarea se transformă în chestii ciudate. Ha? Am păzit această perlă mii de ani. Am speriat intrușii. Dacă nu o găsim în curând, insula va pieri. Pieri, pieri. Flame-o, grab! Vreau să-mi aduceți perla abundenței, cea mai valoroasă și mai rară perlă din tărâmul celor 1000 de legende. O vreau acum! E ca și făcut, generale! Unde e? Pe insula dintelui Șaghiari? Indicatorul meu spune că nu e păzită. Duceți-vă acolo și aduceți-mă! Noi? Dar... acolo nu va fi dragonul cel înfiorător și fenixul cel cumplit? De ce te temi mai mult? De doi dintre cei mai puternici monștri născuți vreodată? Sau de mine? De tine? Firește! Atunci plecați! Cumpărați-mi un set de ceai când vă întoarceți. Abia aștept să o vadă toți. Strop! În spatele vostru. E în ordine, sunt rotunzi, blânzi și nu sunt deloc în formă. Te-am căutat peste tot. Au nevoie de noi. Un monstru malefic, egoist și zgârcit a furat puterea dătătoare de viață de pe insulă. Iar acum trebuie să ne unim forțele, să găsim răufăcătorul și să-l nimicim ca să putem pune perla la loc. Spuneți-mi unde e, îi vin eu de hack. Ați spus cumva perla? A abundenței, da, cineva a furat-o. Când îl voi găsi, îl voi prăji cu respirația mea de foc, îl voi mânca, îl voi scoate afară și abia apoi îl voi pedepsi. Dar dacă cineva a împrumutat-o? Atunci îi voi măcina oasele și voi face pâine din ele. Am făcut un plan pentru a găsi perla. Am împărțit insula în 6 părți. Dacă fiecare caută într-o parte... Bună idee! Eu caut pe dealul ăla. Ce înflăcărat e! Tot timpul e atât de activ? Da, activ! E foarte activ! Ador mâncarea de pe avion! Mănânci dintr-o pungă de vomitat. Vă vorbește capitanul. În curând vom ateriza pe insula dintelui și a ghearei. Puneți-vă centurile de siguranță. Mulțumim că ați ales compania aeriană BUP. Flame-o, unde ești? Carne prăjită. E carnea mea. Data viitoare când mergem cu avionul, te pun cu bagajele. Privește, perla a dispărut deja. Poate am împrumutat-o cineva. Da, precis, am împrumutat-o. Ce nătărău ar face asta? Strop. Ce perlă! Nu s-a ales nimic din planul ăsta, dar măcar n-am făcut niciun rău. Ah!
trebuia să-mi dau eu seama. Unde apar necazurile, acolo apăreți și voi. Ha? Care-i problema? Ai secat? Unde? O prind eu! O prind eu! O prind eu! Hai să o ștergem de aici înainte să-și cheme umezitul ăla toți prietenii. Ce se întâmplă? Când blestem, când binecuvântare. Locul ăsta e mai ciudat ca mine. Nu e vina insulei. Nu! Cineva s-a jucat cu perla. Cine ar face una ca asta? Strop, ești afăr. Flamo și Grab, la ei e perla. Flamo și Grab au luat-o de pe piedestal. Cum au putut să o ia de pe piedestal dacă nu era pe piedestal? Așa. Da, bună întrebare. E o poveste interesantă. N-am știut ce e, bine? Dar am pus-o la loc. Ai pus-o la loc? Adică era la tine? Asta înseamnă că tu ai luat-o prima dată? Baltă de doi bani ce ești! Draconule, nu! Să știți că îmi pare foarte rău că am luat perla. Părea o idee bună în acel moment. Poftim? Dar a fost o idee groaznică, oribilă. Dar eu și prietenii mei vom face totul ca să o recuperăm. Nu-i așa? Așa e. Flamo și Grab n-au nicio șansă în fața noastră. Nicio șansă. Nu! Noi trebuie să o recuperăm, dinte și gheară. Altminteri ne vom pierde reputația față de cei de pe insulă. E vina noastră că perla a fost furată. Ar fi trebuit să o păzim. Și dacă ea n-ar fi chiulit... Eu? A fost vina ta! Oh, faci pe dura? Să te văd, găină umflată ce ești! Te fac una cu pământul într-o clipă! Cred că nu sunteți în măsură să vă puneți cu Flamo și cu Grab. Dar nu ne putem da bătuți. Trebuie să facem ceva pentru a recupera perla. Ai vreo altă idee genială, Strop? Chiar dacă nu sunt în formă acum, îi putem antrena chiar noi. Haideți! Hai, Grab! Zona de aterizare e pe aici! Grab! Ar trebui să-l sunăm pe general. Sper că este important. Am programare la manicură. E foarte important, generale, am găsit perla. Vorbești serios? Dar asta este minunat! Și asta nu e tot. L-am găsit și pe Strop. Nu trebuie decât să-l înșfăcăm. Bravo, Flamo! Acum ai împușcat noi iepuri dintr-o perlă. Apropo de perlă, vreau să văd! E la Grab. Grab, unde-i perla? Unde? Flamo, ce durează atât? Am spus că vreau să o văd. Ce spui, generale? Nu te aud. Scoate perla aia din tine, zevzecule. Nu știu cum. După ce închid ceva, acolo rămâne. Și nu mă face zevzec. Vine ceva. Ceva mare și rotund. Sunt eu, din nou. Trimit avionul să-mi aducă perla acum. Bună treabă! Am făcut asta toată ziua, dar am realizat multe. Tu poate, dar eu sunt epuizat.
Și eu. Nu vom recupera perla niciodată. Îi vom dezamăgi pe toți. Mai bine ne facem bagajele și plecăm. Stați, știu cum vă simțiți. În plus, nu se termină totul aici. Stai să ghicesc, ai un plan. Da. Ce scârbos! Păr de câine, brânză râncedă, fiere de măgar, ochi de porc, picioare de broască. Amestecul ăsta e atât de scârbos încât sigur va scoate perla. Asta înseamnă că am terminat cu acupunctură? Asta nu e acupunctură, e acupedeapsă. Deschide gurița. Nu-i rău, adică cred că mai vreau puțin. Strop, ești sigur că va funcționa? Trebuie să înscenăm că Dinte și Gheara au recuperat perla. Astfel le salvăm reputația. Va funcționa. Sigur, ești sigur? Sper, pentru mine cât și pentru Dinte și Gheara. Priviți, sus pe cer. E un dragon. E un fenix. E un dragon și un fenix. Dinte și Gheara ne vor salva. Ura! Da! Încă nu-l văd pe Flamo. Mergeți mai pe margine. De fiecare dată când gust are altă savoare. E dragonul și fenixul. Vin după perlă. Hei, nu sunt monștri, sunt zmeie. E timpul să cadă niște stropi. Nu! Priviți, dragonul scoate flăcări pe nas. Înseamnă că a găsit hoțul. Ura! Bravo! Strop! O, te rog, fii teafăr. Micuțul Strop a făcut buba. Doragon Taido! Doragaido! N-are rost. Dacă perla nu e la locul ei, sunt la fel de sec ca toate apele de pe insulă. Și totuși puterile mele nu sunt afectate. Suntem blocați. De către mine. Am elementele, am perla. Am elementele, am perla. Ai prins toate elementele? Excelent, Flamo! Excelent! Ia spune-mi, perla e mare și frumoasă, așa cum se zice? Arată-mi-o. N-are rost. Dacă sparg peretele, peștera se va dărâma peste noi. Și ce e și mai amuzant e că oricum n-ați fi găsit perla. Ce isteți sunt? Perla! E în grab. De-aia-i dă Flamo lui Grab mâncarea aia scârboasă. Să-l facă să vomite. Stați așa! Am o idee! Îl facem pe Grab să vomite pe foc și să-l stingă. Nu cred că există ceva suficient de scârbos încât să-l facă pe Grab să vomite. Ce trist! O mică greșeală și o insulă întreagă suferă pe vecie. Mă duc să-ți aduc niște noroi de mlaștină și niște murdărie de bizon. Dacă nici așa nu merge, te operez. Prieteni, mă simt deja vinovat. Strop, nu vrem să te învinovățim. Miwa spunea doar că orice fapt atrage consecințe. Am spus că îmi pare rău că am luat perla. Dacă nu te duceai singur, nu se întâmpla una ca asta. Se ceartă? Ce bine! Bine, și pentru asta îmi pare rău. Și că ne-ai dus în mijlocul furtunii? Aia a fost o idee bună. Pentru Dumnezeu, pupați-vă și împăcați-vă. Să se pupe? Cră! Nu! E scârbos! Grab, doar nu te dezgustă niște pupicuri, nu? Mi se face rău. Haideți, pupați-vă. Poftim? Nu, nici gând. Eu nu pup pe nimeni. Pul și tu, las-o să te pupe. E singura șansă de a recupera perla și de a scăpa de aici. Așa că pupați-vă cât puteți voi de scârbos. Mm.
Atins focul! Am prins-o! Să plecăm! După ei! Am putea merge pe o insulă de pensionari care să nu fie auzit de noi. Uite! Fum! Oh, un dragon! Au! Dragon ești tu! Cineva e în pericol! Și ce putem face noi? Într-o vreme puteam face multe. Au! Dar acum cred că doar am înrăutățit situația. Ăsta să fie oare sfârșitul lui Dinte și Gheară? Acum cu tremur! Felix! Da! Încă n-am ieșit la pensie! Perla e la voi? Sigur că da! Perla! Așa! Ați reușit! Ne-ați salvat! Și ați salvat insula! Dacă generalul n-are parte de perlă, nimeni să nu aibă! Atenție! A trecut ceva vreme de când n-am mai avut flăcări în stomac. Asta zici tu că-i minge de foc? Uite aici, minge de foc! Bau! Bun venit la bordul aeronavei, Bu! Generalul se va supăra foarte tare pe noi! Pe noi? Pe noi? A fost numai vina ta! Vă mulțumim că ne-ați ajutat să recuperăm perla. Nu vă mai lăsa nepăzită niciodată. De acum o veți putea apăra dacă va mai încerca cineva să o fure. Să plecăm, prieteni. Shaoyan, spune-mi sincer, acolo în peșteră, după ce am căzut, mi s-a apărut că urma să îmi ceri scuze, nu-i așa? După cum spunea maestrul, dacă ți se pare, nu înseamnă că e și adevărat. Stai puțin, ai inventat asta. Au dublat în limba română actorii Paul Zurbău, Lăcrămioara Aron, Gabriela Codrea, Petre Ghimbășan, Richard Palint, Pavel Sârghi, Linda Gheorghi, Sorin Ionescu, Rin Tripa, Adrian Moraru, Florian Silaghi, Iulia Tohotan. Traducerea și adaptarea Raluca Dance. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.